În municipiul Hunedoara, problemele în implementarea unor proiecte apar, potrivit primarului Dan Băbouțanu, din lipsă de muncitori. Mai exact, constructorii se plâng că nu au forță de muncă, iar hunedorenii că nu au locuri de muncă. Din această ecuație, nimeni nu are de câștigat, ba mai mult există riscul pierderii finanțărilor din cauza nerespectării termenelor de finalizare a lucrărilor. Sunt și unele societăți comerciale care îmi dau tot felul de motive de ce nu respectă graficul de lucrări, de tăi cu mâinile de cap ce invenții poți să aibă. Pe urmă sunt unii dintre cei care preferă să trăiască, nu știu, pe ajutorul social sau vin la primărie, vin în audiență, domn primar un loc de muncă, pun mâna pe telefon, uite, te duci la societatea cutare, are nevoie de oameni în construcție, are nevoie de oameni ca să toarne betoane, are nevoie de oameni ca să lucreze la acoperișul de la castel. Aveți impresia că ajunge vreunul din audiență acolo? Nu. Și pe urmă, de regulă îți dai seama, încep în jurăturile pe Facebook, domn primar, locuri de muncă. Păi locuri de muncă, când în Hunedoara ai probabil în jur de 40 de șantiere, este clar că e nevoie de resursă umană pentru a lucra. Că acum, spuneam, asta este singura problemă cu care ne confruntăm. Vreau să le spun că traversăm o perioadă grea doar din cauza lipsei forței de muncă calificate, forță de muncă care trebuie să aparțină de aceste societăți comerciale,